keep your motor running. Rock FM. 16 și 28 de minute, v-au spus și colegii mei, v-am spus și eu, avem musafir, deja se joacă cu microfonul, deja arde nerăbdare să vină cu noutăți. Astăzi ne-a călcat pragul domnul Vladimir Pokorski. Bună ziua, Vladimir, bine ai venit! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Cu mare drag și nici n-avea acum altfel, trebuie să le povestim ascultătorilor că ne-am întâlnit din întâmplare, într-un peco, eu eram pe motocicletă, transpirat, veneam de la mare, nu parcă? Da, și noi, eu eram cu un cățel. Și tu erai cu un cățel, da. Așa, și ne-am recunoscut, ne-am salutat, din vorbă în vorbă s-a ajuns, uite aici, s-a ajuns la faptul că Vladimir Pokorski, pe care mulți dintre voi îl știți din VH2A sau proiectele cu Jurjac, să facă o treabă de unul singur de data asta, el să se centreze, el să dea cu capul și el să-și îndeplinească un vis pe care spune el că l-are din copilărie. Deci a venit și momentul ăsta, tu ca fan Toto, ca Mr. Big, ca toate cele. Da, și Extreme, și Foreigner, și Zeppelin, că na, sunt da. Am văzut marcat. Că... Și, ca și mine și tu ai toată răpirea din sărai tatuată, exact. Pe tine mi se pare super ok. De ce nu? De ce nu, da. Exact. Și de ce ai ascultat alt gen de muzică când tu crești, mă rog, l-ai tată pe Mihai Pokorski? Corect, da. Dar spune, te-a forțat vreodată tata? Ascultă-mă, Led Zeppelin. Absolut deloc. Niciodată. Nu, absolut deloc, adică întotdeauna și mie și lui fratele meu, pentru că am un frate mai mare cu 3 ani, ne-a dat libertatea să alegem ce vrem. Inclusiv cu chitara, că mi-a dat o chitară la un moment dat și mi-a zis nu ți-arăt nimic, nu te dau la profesori, nu mă întreba nimic, dacă vrei să înveți o să găsești o cale. Și cumva asta m-a motivat întotdeauna să, și m-a și disciplinat să găsesc o cale întotdeauna către ceea ce vreau. Foarte tare. Și curiozitatea la fel începe să fie ușor gâdilată când nu ai... de la cine să afli răspunsul. Bineînțeles, și apoi când ai cu gustul de scenă, când ai cu gustul de public, evident, când așa, băi nene, nu știu, se întâmplă ceva acolo și spune, ai avut faza asta, vreau să-l depășesc pe tata. Nu, nu? Sincer să fiu, nu. Vreau să fiu mai tare decât tata, vreau să... Normal că vrei să fii întotdeauna cel mai bun băiat din curtea școlii, n-ai... Corect. N-ai încotro, dar nu mi-am propus chestia asta, cred că am luat-o el, cred că am moștenit destul de mult din talentul lui compozițional, încât să pot să mă exprim personal destul, încât să fiu satisfăcut de ceea ce fac. Și bine, să nu concurez cu altcineva. Sigur că da, există și ambiția aia să dai lovitura cât mai repede. Tu a trebuit să aștepți ceva până să se facă albumul ăsta. Nu știu, ai sondat terenul, ai încercat mai cred multe... Cred că nu, cred că... Da, întotdeauna am simțit că nu sunt pregătit pentru... Adică întotdeauna am simțit că am nevoie de a fi stăpân pe mine și pe cunoștințele mele și pe capacitățile mele de a face o piesă într-adevăr memorabilă. Sunt mai multe piese memorabile pentru că primele două piese de pe albumul ăsta m-au rupt. Eram la birou și ascultam cu ăla director de programe de la Kiss FM, cu Dan Pințescu, care și era rocker în ADN-ul lui. Da. Și zic, wow, ce e asta, frate? Zic, păi uite ce e asta. Stai să vezi. Uite, așa cred și eu, uite, ăsta e răspunsul cel mai bun la întrebarea ta. Că, uite, a trebuit să lucrez și să lucrez și să lucrez, să meșteșugăresc până reacția este într-adevăr de wow și nu de, da, e ok. La prima audiție, prima audiție n-ai cum. Dacă iubești rock-ul și mai ales rock-ul clasic, asta e reacția. Wow, ce e asta? Și pui o grămadă de întrebări. Da. Pe de altă parte, sună-te înțepenești, cu atât mai mult cu cât lucrezi cu niște muzicieni fabuloși. Deci când am auzit de Bubu pe tobe, zic, bă, leleu. Da. Am avut norocul să fiu, să fi și lucrat cu ei și cu toți muzicienii, o să și prezint pe parcurs. Așa? O să ne prezentăm, în primul rând, hai să scăpăm de elefantul din cameră, pe 3 octombrie la Club Expirat o să se lanseze albumul The Darkest Shade of White, care este primul meu album de autor, subtitulat Tura Vladimir Pokorski, și vom cânta tot albumul în întregime cu Mihai Bobu Cernea, cum ai zis mai devreme, la tobe. Așa. Matei Capitanu la bas, de la The Motans.
Cezar Popescu și Mihai Ardelean, respectiv chitara și clapele de la Vița de Vie, plus eu cu chitară și voce. Dacă n-ai mai dat masa aia să-mi intre sunetul ăla în emisiune, ce bine ar fi. Că eu te cred pe cuvânt, adică nu trebuie să dai cu pumnul masă. Mai Hrubaru, când cu Cezar. Afirmație hotărâtă, da. Da, deci vom prezenta albumul în întregime pe 3 octombrie la Club Expirato. Și sper să fie cât mai multă lume să se bucure de albumul ăsta. Chiar cred că e ceva special care nu prea s-a mai făcut la noi de ceva vreme. Eu am crezut de la bun început chestia asta. Pe 3 octombrie îmi doresc tare mult să-mi fac timp să vin la Expirat, cu atât mai mult cu cât vin o mulțime de prieteni comuni. Evident. Așa. Aș vrea să te mai întreb mai multe detalii despre eveniment, de unde se pot procura bilete, dacă numărul, mă rog, e limitat într-adevăr. Biletele se pot lua de la iabilet.ro. Așa. Și de la intrare la Club Expirat la fața locului. Așa. Bănuiesc că există o pagină de Facebook, un cont de Instagram, cum face toată lumea, un cont de YouTube, acolo unde o să vergi probabil toate videoclipurile sau imaginele de la... Primele două single-uri deja sunt lansate și se numesc Running on Empty, care e al doilea single, și primul single se numește The Game of the Unkind. Uh-huh. Ele se găsesc pe toate rețelele de... Deci ai făcut deja clipuri la ele? The Game of the Unkind are deja un clip făcut de Jurjac. Așa. De George Petroșel, care e fratele meu din altă mamă, cum s-ar zice. Da. Din familia Holograf, toți. Da, și băiatul lui Eddie Petroșel, toboșarul de la Holograf. Toți suntem acum o mare familie, așa. Al doilea nu are clip propriu-zis, este doar single-ul lansat și se găsește pe toate rețelele de streaming de tip Apple Music, iTunes, Deezer, Spotify, toate chestiile, le găsiți acolo. Te limitezi plus doar pe la pagina mea de YouTube. Ok, te limitezi doar la streaming-uri și la rețele? Nu. Asta urmează. Nu. Nu știu, o casetă? Nu știu, un vinil? Că se poartă. Aș vrea să fac chestia asta, dar cred că momentan e ușor de vreme să... Aha. Având în vedere că nici n-am lăsat albumul încă mai puțin. Dar nu, încă n-am... Întâi vreau să-l arunc în univers cum ar veni și să vedem după aia ce ocazii mai apar. Bun. Nemai puțin adevărat că se poate ajunge la radiouri și afară, și eu am avut un single acum 2 ani care se numește The Fire, care a ajuns pe un radio terestrial din Canada. Zi-mi și mie, cu cine ții legătura în ultima vreme de afară, de noi ăștia din România, doar visăm să bem o bere cu ei. Mi-ai spus două nume de mai dat pe spate. Da, păi numele principal care apare și pe album, am o singură piesă instrumentală pe album, restul e vocal și de autor. Este Derek Sherinian, care a fost clăparul de la Dream Theater, cum îl știe toată lumea, dar și Billy Idol, și Alice Cooper, și o groază de alte nume mari. Cânt acum în Sons of Apollo împreună cu Mike Pornoy și cu Bumblefoot și cu Jeff Scott Soto. Mamă, ce e acolo? Și cel de-al doilea? Și cel de-al doilea este Billy Sheehan, dar cu el nu pot să zic decât că am schimbat câteva vorbe momentan, dar iată că bariera geografică e doborâtă datorită internetului, nu? Da, când a apărut internetul acum foarte mulți ani... Și evident dacă prezint și oarecare interes, că nu cred că... Da, nu te bagă pe tine în seamă dacă nu l-a gâdilat într-un mod plăcut la ureche. Da, acum câțiva ani, mă rog, când a apărut internetul mulți ani, spuneau ăștia, bă, tu-ți dai seama că noi putem sta de vorbă, nu știu, cu J.D. Mayo de la Manowar habar n-am cu Hetfield de la Metallica, du-te, bă, ne bagă ăsta în seamă pe noi. Ce să vezi, în ziua de astăzi sunt artiști uriași care răspund la un bună ziua, răspund, uite-ne, ne-am făcut și o piesă. Și mai ales dacă reușesc să-i... apropo de piesa de pe album cu Sherinian, a fost pur întâmplător, într-o noapte i-am trimis... Cât de tare! Bine, eram... Dai mai aproape de microfon. Eram într-o oarecare stare de euforie și am zis, what the hell, știi? Și am trimis o piesă și a doua zi dimineață mi-a scris, m-am trezit dimineață cu mesaj de la el, cu interes să colaborăm. Și așa a ajuns să îmi facă un solo pe una din piesele instrumentale, singura piesă instrumentală, de fapt, care a ajuns pe album.
Vladimir, mulțumesc mult că ai trecut pe la noi. Cu mare drag, mulțumesc de invitație. Pocorski, lansare pe 3 octombrie în Club Expirat, primul lui album, primul lui bebeluș, sper să fie primul și să urmeze și altele, pentru că ceea ce veți asculta o să vă placă, garantez pentru asta. Mulțumim mult și succes, sper să ne vedem pe 3 la Expirat. Mulțumim mult! Rock Driver on Rock FM.